Bă, dragilor, au trecut ceva timp de când am mai făcut un vlog, dar n-am făcut niciun vlog pentru că pur și simplu n-am avut timp, pare rău. A fost un an mai plin, așa mi se pare mie, că de când cu pandemia s-au adunat cam multe evenimente, mai ales nunți, botezuri și zoi. Păi, astăzi o să vă arăt așa unde am ajuns. Am ajuns în Arad, în județul Arad, într-un sat numit Brzești, satul Brzești din Arad. Am venit aici ca fotograf la o nuntă. Azi este o zi de marți. Nu știu exact cât iulie este, dar este marți. Este, nu știu cât o fi, vreo 17-18 iulie pe aici undeva, 18-19, cine știe. Și am venit să... Aici a avut loc nunta, știți? În satul ăsta. Și acum am venit să vedem cum arată o turmă sau o ciurdă de anguș, vite anguș. Că oamenii care... M-am chemat la nuntă, ei cresc aceste frumoase vaci. Uite aici este un pârâu, cred că zona unde se adapă vacile. Dar ce fain e să vezi un pârâu în seceta asta. Ha, e prea fain, prea fain. Acum o să trec pe aici și merg să căutăm vacile. Aș povesti și mai multe și mai puține. Nunta a fost foarte rapidă, a fost doar cununia civilă astăzi. Și n-am avut timp de a să vin să explorez pe aici zona, Aradul. Dragilor, se pare că toată țara e cuprinsă de secetă. Încă n-am găsit pace, mă mut pe aici să văd unde or fi. Sunt cu niște prieteni, ei sunt undeva mai în spate sau mai în față. Poate îl găsim și chiar pe proprietar. Să ne povestească câteva despre aceste vaci, despre vitele Angus. Și că am înțeles că sunt vaci care n-au coarne, tare. Aștept să văd și eu cum sunt vacile alea. Hop, așa. Căldură, arșiță. Și păi chiar așa mi-e milă un pic de țara asta, să văd așa multă secetă. Oriunde mergi, în ce județe am fost acum, de exemplu, ieri plecând de la Mureș, am trecut prin Mureș, trecut prin Cluj, pe Alba, am fost prin Hunedoara, am fost pe... Păi, și prin Bihorca am ajuns și în Arad și secetă, toată țara e numai secetă. Am ajuns iarăși aici la pârâu. Ce fain e, băi, băi, ce răcoare e să calci într-un pârâu de munte, pe așa temperaturi. Am venit și eu cu tenisii mei faini, deci știam că ajung prin așa zone, îmi luam și eu niște tenisi mai de rupt. Aici aveți, sunt într-un pârâu. Opa, am călcat într-o baligă. Am călcat în noroc, cum s-ar zice. Nu, am trecut. Am măcar pe aici să nu mai calc, că nu vreau să mă spăl, că știați de piele tenisii mei și îi pierd. Asta este meseria mea de fotograf de nunți, după cum vă ziceam și uite că așa este meseria, mă plimbă prin țară, prin toate județele mă plimbă. Și mă bucur că mă plimbă prin țară. Ia să vedem unde ori fi. Uite că se coc murele. Uite că uite, văd niște mure coapte. Yes, yes, yes. Ii, dar ce mari sunt. Două, trei. Mi-a fost dor să mănc mure. Mă, dragi, scuze că m-am mai vorbit, dar uite aici mure mari. Cum îți trece setea după ce mănci niște din astea? Nu, și aș mai mânca. Mai aveți un dar mai mult niște mure, uitați-vă și vouă. E cum să coc murele. Era nu-i prea dulce. Dar pare fi mai dulce puțin. Mai sunt? Sunt, dar uite, asta s-a uscat complet vița asta. Ia trecem înapoi la focusul de 1 metru. Ia uite pe prietenii mei, uite acolo îi văd în față undeva, văd patru, sunt două cupluri. La unul dintre ei am fost chiar la nuntă astăzi. O să vă fac cunoștință cu mirii de astăzi. Mai în acest mă bag prin toate rupturile astea. Dar îmi place. No, diferența este că Aradul are altfel de foioase față de Mureșul meu sau de Hunedoara, Sărutul Pădurenilor. Și așa un aer mai de stepă mi se pare. Nu te simți ca într-o pădure, știi? Uite, un măr sălbatic, unde ar fi vace, sau niște câini, sper să nu vină la mine cățăi. N-am ajuns aici într-o zonă faină, că acum urmează un pod de lemn, uite, hai că vă arăt și vouă, sper să nu pice cu mine. Ei, ce fain e, așa-i? Ce îmi place să văd poteci din astea, după ce ești de aici din Alun. Mișcă? Bă, nu mișcă așa de grav. Hai să văd un pic, să vede că mișcă? E, dar nu, nu mi-e frică. Nu mi-e frică că-s barbat. Uite aici părul pe dedesubt. Ei, ce rece apa, de-abia ce să-mi bag cu picioarele în apa aia și chiar o să mă bag. Poate vă și filmez.
Tare îmi place mie frigul și iarna și apa rece. Bun, dar chiar nu. Bă, se mișcă un pic, dar nu mi-e frică. Ce fain a fost, ăsta a fost podul din pădure, nu știu cum se numește, dăm noi un nume. Șamu. Mergem să vedem dacă găsim. Mă, vacile, din câte am înțeles, un pic ascunse în pădure, mi-a zis cineva. Și așa că o să mă duc să văd cum aici balotează un domn. Poate pune și niște întrebări, ne povestește câte ceva despre zona asta. E cald, mă, de cald, nu-mi place căldura asta. Și totuși, 7 seara și o căldură de te arde pe spate. Se aude faină combina, undeva aici să fie după nucii ăștia. Uite că am găsit pe domnul care balotează. Să fie un pic de gălăgie, așa că nu o să vorbesc foarte mult. Mă duc după el așa în linie să văd ce face domnul. E mașinăria aia mâncă paiele și ne dă balot. Ia să vedem un balot cum e așa. Hai balotule, nu mai vine balotul. Pare cât de mare balotul care îl face chestia asta. E gălăgie, așa că o să încerc să vorbesc cât mai aproape de microfon. Îl las un pic să meargă, să mai adune câteva. Sper că vi se vede ce peisaj de vară fain și cu căldură. N-am eu cuvinte prea frumoase, astea sunt mic obosit. Uite, se merge la balotat în județul Arad, în satul Bârzești. Nu știu exact ce comună e, așa că mai bine nu vorbesc. Așa dor paile astea, omule. Deci aici să umbli de sculță e un chin așa prin paile astea. Nu știu, ăsta nu e greu, că ori se cară, ori... Orice mai poate fi. Dar de fapt, hai că vă las pe voi. Să vă dați seama, uite, după asta vă dați seama ce plantă a fost. După paie. Bun. Hai, vă arăt o lumină, asta e de poveste. Parcă ești într-un vis de vară. Hai că poate după aia luăm pe domnul Andrei la o poveste, la o întrebare, să ne zică ce face pe aici. Și cum e cu vacile. Yep. Păi, știi ce fain îți... Băi, ce praf vine acum pe mine, fai... Știi ce fain îți revii când te plimbi așa pentru un câmp de ăsta de paie. Dar astăzi, îmi pare rău, nu mă bag pe nicio casă părăsită, nu mă bag pe nicio poiață veche, nicio scoală părăsită, nu restaurăm nicio casă. Azi m-am zis că azi mi-am făcut meseria, o nuntă mai scurtă, cu lumea civil aici în județul Arad, în satul Bârzești. Oameni fain, mulțumesc că m-ați chemat mirilor și să ne vedem și la nunta mare. Mai da multă paie, mai bagă nene Andrei în mașinăria, că încă nu a scuipat niciun balon, nu a scuipat. Fain. Hai că așa să termine, până iau o pauză și mă duc să mă pun aici pe băncuța la umbră. S-a pămat cu picioarele în pârâu. Uite, acum se naște un balot. Și s-a născut. Ce tare. Mă, dar e mare, man, atât de mare e. Hai ce mare e, cum să vă explic eu vouă cât de mare e. E mânuța mea, e cât un pui de găină pe lângă. Fai ce balot mare. Hai că uite să vă arăt un pic cât de mare e, că așa numai așa vă să dați seama. Uite cât de mare e, da? Deci eu mă pun aici. Păi nu vine pe mine, nu. Deci cât de mare e balotul ăsta. Da, de vreo 500 de kg, să aibă mai mult. Mi-am găsit prietenii. Ce bine miroase, își vine să dorm un pic în el. Bine, las-o la praf. Man, e foarte mare, oare pot să-l mișc? Pot să-l mișc un pic. Înseamnă că e foarte uscat. E legat bine aici cu paie, ia să văd un pic.
E legat, man, hai să-l mișc un pic. Hai pe cu mine, domnul balot, să vedem cât de greu ești. E greu, mă, omule, e foarte greu. No, ăsta este un balot de paie în Arad. Șmecherie, foarte faină mașinăria asta. Vreau să mă mai demult cât fac săraci bătrâni cu furca. Are gust bun. Tare fain. Vă arăt și vouă. Mă minunez aici cât de faină e. Uite ce mărturie, acolo paie, tot direcție. Hai că vin înspre voi imediat, să aici undeva, probez apa, să văd cât de rece e. E fain, mă, omule, e fain. Deci ce vă recomand și eu, dacă aveți o zi liberă la oraș, luați-o și fugiți undeva la un părâu de munte și băgați-o cu picioarele în apă. Hai, ce bine, medicament. Uiți una, două, uiți de toată lumea, toată viața. No, un medicament bun, uiți de lume, uiți de stres. Îmi pare rău că astăzi nu filmez nicio casă părăsită, după cum ziceam. De obicei toamna am mai mult timp liber după ce se termină sezonul nunților și pot să mă apuc de restaurări, de intrat prin case părăsite, de studiat chestii una alta, de lăzi vechi, de zestre, să le iau la deschis, să văd ce găsesc prin ele. Toate astea toamna. Vă promit că la toamnă o să pun foarte multe clipuri, dar aștept să termin sezonul nunților. Sezonul nunților. Dacă vreți să vedeți filmele mele, adică filmele nunțile, intrați pe Facebook, pe Serviu Cioban sau pe pagina de nunți, serviucioban.ro sau pe Instagram, pe Serviu Cioban. Aveți acolo. Dar acolo totuși nu e nimic despre casele vechi și despre canalul de YouTube, totuși despre nunți. Lumea așa mă știe pe mine, fotograful de nunți. Acum că fac eu și YouTube și mai pun ce prostii fac prin nunți, asta e partea a doua. De aia se aude așa de bine, că am aici la gât chestia asta, vedeți, am acest microfon la gât care l-am luat de pe internet și la orice distanță de cameră sunetul e aici cu mine, se aude parcă aș fi chiar lipit de cameră. Deci după cum ziceam, în toamna asta aș vrea să ne apucăm de restaurat căsuța aceea de la munte în care am intrat pe geam, ați văzut? Cu Flo, cu Cristi și cu Dan și cățelul cu 3 ani. Și poate facem un eveniment în care să vă invităm pe cât mai mulți oriți din țară, să veniți să lucrăm împreună la golirea casei de obiecte uitate acolo și gunoaie și sticle și tot ce mai sunt pe acolo. Sticle sunt o grămadă, cel puțin. Ar fi fain de filmat, să facem un eveniment împreună și dacă îl fac sau mă hotărăsc și o să-l facem, o să pun pe YouTube. Și cei care doriți să veniți din țară, să veniți să ne apucăm de curățat căsuța de la munte. Yes! Vă las un pic să mă bucur un pic de apa asta rece și de liniște și pe aia fug să caut vacile Angus. Vacile fără corne. Hai că mi-am ajuns cu părâul, mă duc să opri domnul Andrei cu tractorul și mai să luăm un pic, să-l întrebăm un pic una alta despre zona lui și despre ce se întâmplă pe aici prin Arad, prin Durzești. Sper să-l găsim un pic odihnit și să aibă chef de povești domnul Andrei. Hai să vedem. Uite aici o grămadă de oameni. Domnul, cum e viața la țară? Da, domnule, bine v-am găsit! Bine ați venit pe la noi! Socru mic! Socru mic! Asta. Cum a fost? A fost faina nuntă? La nuntă e faină, mai ales dacă ești socru mic. Ești socru. Mai faină socru mic, n-ai responsabilitatea așa mare, când e socru mare, responsabilitatea mai mare. Ați zis bine? Dar nu e așa. Nu, dragi socrii, să știți voi ce-o zis, domnul Andrei. Ia aia zice socru mic, că sunt responsabilități mai mici. De aia? Da. Ce tare, frânte, îmi place. O să țin minte asta. Uite, acum v-am filmat un pic cum ați mers cu jucăria asta. A, păi, nu. Un fel de jucărie, ui. E jucărie și cât o ieșit? A, bă, nu are și numai 4. 4? I-am strâns prea tare. Dar aici câte sunt? E un hectar aici? Nu e un hectar. Nu, e vreo 50 de ari. 50 de ari? Da. Dar ce a fost? Secală sau orz? Ce e asta? Ovăz. Ovăzul? E cam bravă, două tringură, așa a fost chiar faine. Dacă îl tăiau un pic mai jos, erau mai mari. Dar cine l-o fecerea dumneavoastră? No, nu, altcineva? Că văd că au rămas mari paile. Au rămas 40 de metri. Și am văzut că aveți și vaci. A, păi că de-aia mi se le văd vacile, Anguș. Pentru vaci, facem băloți. Și pe unde sunt acum vacile? Că vreau să le filmez, oare le găsim pe undeva? Aici, pe unde le găsiți. Nu, no, sper că le recunosc, când dau să măcar cu dumneavoastră. Dacă le strigați, vine alea la domnul. Cum să le strig?
Așa, pe țărănești. Cum? Că eu mă duc și strig, duceam de acolo, ca română. Să vă luați o galeată și bateți cu... A, să știe că vi la, că este în mâncare? Da, așa, atunci el știe că le cheamă stăpânul. Nu, mă duc să-i caut. Câte ori fi? Multe trebuie să fie, mai multe un pic. A, acum alii numai lață, dacă sunt peste 20, atunci sunt toate, dacă nu aveți 20. Mari, fără mici, că alea mici. Sunt și viței, vițeluci. Bun, hai că acum pune soarele. Aia nu se numără. Aștept aici și acum mai asta și în altă. Dar uite, vacile astea angus, se asuma pentru carne? Deci nu scu, nu le mulgeți, nu nimic. Aștept nu se mulg, aștept numai viței. Au lapte mai puțin și... Da? Da. Stau dezlegate, stau și iarna afară. Dacă au un pic de adăpost, e mai bine, dar dacă nu stau și afară. Da, eu am și adăpost de ele, că eu mai... mai harnic? Nu mai harnic, dar nu-mi place să le văd că cade zăpadă și ploaie pe ele. Pe cine ar putea să uite, dau vacă săracă, vacă să ploaie pe ele? Nu, dar știe chiar și cum la noi siernele mai blânde, deci chiar nu le afectează. Acum e mai problemă cu setul, dar asta le afectează. Așa uscată-i țara, de unde e de Mureș până aici atât uscat-o fost? E uscat peste tot. A uitat Dumnezeu din noi. Adică nu a uitat, dar ne mai... Suntem noi oameni răi. Ne mai ceartă, ne mai mustră, ca să ne aducem aminte. Dar când a plouat ultima dată aici, în Arad? A, până a plouat de la... La Rusalii, cred că atunci a venit o ploaie bună. În aprilie? Au mai plouat pe unele zone de aici la noi, nu în aprilie. Asta a fost în mai, sfârșitul mai, începutul iunie. Deci lună jumate, două luni mea. Cam așa. Acum încă nu e rău, că în iunie a fost mai cald, câteva zile a fost chiar cald, acum a fost mai răcoare câteva zile, dar văd că iar vine canicula. Ce să facem? Nu, merg să căutăm vacile, da, de le găsim pe undeva. A, păi, dacă le găseți... Le găsăm, dacă nu, spuneți. Avem filmare bună aici, cum ați jucat oricum la baloți. Eu mă duc să mai fac niște baloți, că... Aveți în altă parte? Mai avem, da. No, mulțumim de... Și eu vă mulțumesc. Că v-am întrerupt acum din lucru. E, un pic de pauză, nu știu. O prins bine? Domnul Andrei, mulțumim. Merg cu tămvacile. Cu mare drag. Vă trăiți. Sper să le găsiți. Am găsit vacurile, cum se zice. Are ăștia stau, spără mă duc eu la ei, nu cred că stau ei cu minți. Bă, băieți, mă așteptați-mi și pe mine să vă întreb ceva. Ce viței faine, viței, nu-ți faci. Stare mici, gata deja. Deja fug de mine. Eu mă duc așa pe lângă voi să nu vă spăriesc, că nu mă duc la voi. Da, de unde, că nu stau ăștia la filmat. Doi sunt negri, unul mai sur, așa un pic. Să viței de Angus. Băi, ficiori, bine că fugiți acum când vreau să vă filmez. Mă bine, deci ce pot să observ la distanță e că nu au corne. Așa, fugiți, fugiți, că vă mănâncă, Sergiulică. Mălinga voastră, nu stau ei la interviu aici. Hai că le-am găsit până la urmă. Aici sunt fetițele negre. Nu știu câte, dar pot să număr deja vreo 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, cu tot cu fiței numărat. Păi ce negre, mă, așa ca... Nu știu, vacile alea negre, cum se numesc vacile alea negre, nu știu. Tare faine. Oricum, mă, peisaj fain să vezi așa făcuțe faine aici pe câmpie. Mai pot să mă duc până la ele? Asta pare mai bătrână un pic, asta neagră. Pe singurică. Nu mă duc chiar la aia prima. Ce faci tu, fetiță? Hai. Vii până la Sergiulică, hai. Hai. Hai să te mângâiem un pic să apărăm pe filmare, hai. 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 Nu vine. Nu, nu vine. Du-te, bine, pa. Bye, bye. Aia nu vrea să vie. Astea alte nu vor să vie niciuna la mine. Astea vacile Angus. Dacă ele nu vin, eu mai propriu mă duc de ele. Să nu mai e vreuna în corne. Vacile. Nu par ele foarte prietenoase. Și-s multe aia, baiu, că se împinge una roșu, vine alta, îți dă un picior în fund. Nu veniți tu la filmare, nici una nu vrea să vină să vă filmez un pic. Uite, are un bot, are botul alb una. Sunt multe, mă, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 29, 30 de fapt am numărat acum. Aici se vedea o parte care era un vale. Nu, bine, dacă nu vor să filmez, eu nu mă duc lângă ele. N-am chef să fiu astăzi luat în corne, chiar dacă n-au corne.
Deci am luat frumos spre casă, a fost o zi lungă, filmat vacile Angus. Mai multe n-am cizit, domnul Andrei nu e aici să ne explice despre ele. Și cam asta a fost vlogul zilei de astăzi. Mă uit în spate să nu fugă vreuna după mine, să mă fugărească pe aici. Hai că revin cu un vlog nou. Vă salut din Arad, din Brâzești.